O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina. În cadrul emisiunii O împărăție care nu se poate clătina, îl veți audia pe păstorul David Nicola cu un mesaj intitulat Ce urmează după moarte, inspirat din cartea Zaharia, capitolul 3. Profetul Zaharia, în capitolul 3, el îngerul mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului, și pe Satan stând la dreapta lui ca să-l pârască. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul, nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Eu am zis să-i se pună pe cap o mitră curată și i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire. Așa vorbește Domnul oștirilor. Dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra curților mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Ascultă, dar Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă care stau înaintea ta, căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne. Iată, voi aduce pe robul meu o drasla, căci iată că numai spre piatra aceasta pe care au pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptați 7 ochi. Iată, eu însumi voi săpa ce trebuie săpat în ea, zice Domnul oștirilor. Și într-o zi voi înlătura nelegiuirea țării acesteia. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, vă veți pofti unii pe alții sub viță și sub smochin. Amin. Oamenii din totdeauna au dorit să cunoască viitorul. Ce se va întâmpla mâine, poi mâine, luna viitoare, anul care vine? Ce va fi? Ce se va întâmpla? Există ideea în mintea oamenilor că omul care știe puțin mai repede decât celălalt ce se va întâmpla, are putere. Dispune de foarte multă putere și poate avea un succes nemaipomenit pe toate planurile, cu o singură condiție, să știi ce se va întâmpla mai repede decât alții. Ca să cunoască viitorul, oamenii s-au dedat unii dintre ei la cele mai năstrușnice practici. Au încercat să ghicească. Una este să ghicești, alta este să știi. Unii oameni au încercat să ghicească, uitându-se la stele, după mersul astrelor, unii citesc ziarele, horoscopul, ce spune, alții ghicesc în cafea, alții în cărți, alții întreabă duhurile morților. Morții știu ce se va întâmpla. Vedeți, toate aceste lucruri sunt foarte condamnate cu mare tărie de cuvântul lui Dumnezeu și sunt interzise. Dumnezeu nu ne permite să căutăm dezlegarea marii taine a viitorului în aceste moduri. Ce trebuie să știm ne este descoperit în cuvânt. Dumnezeu în legea lui binecuvântată deschide din când în când fereastra timpului și ne permite să privim dincolo ca să vedem, să cunoaștem, să știm ce trebuie să știm. Unele lucruri nu trebuie să le știm,
Unele sunt pecetluite, nu le vom cunoaște niciodată decât în veșnicie, dar unele sunt descoperite pentru ca să le știm. Există lucruri de care ne temem, dar nu se vor întâmpla niciodată. Ne îngrijorăm degeaba. Nu te chinui, nu te frământa, nu te obosi, nu te stresa cu lucruri care nu se vor întâmpla niciodată. Dar există lucruri pe care nu le dorim, nu le așteptăm, dar se vor întâmpla precis. În Epistola către Evrei, capitolul 9, versetul 27, Scriitorul Sfânt spune așa: oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, după aceea vine judecată. Să moară? Nu ne place. Nu-mi place nici mie. Luptăm împotriva morții de cum ne naștem și până murim. În lumea întreagă este o luptă, o luptă împotriva morții. Medicamente, aparatură medicală, spitale, cadre medicale, toate acestea ce sunt? Luptă împotriva morții. Și totuși, moartea va veni. E cel mai sigur lucru dintre toate. Dar dacă întrebi un om, ți-e frică de moarte? E sigur, știm că vom muri, ne facem că uităm, e adevărat, câteodată, dar ea e cel mai sigur lucru. Dar dacă întrebi pe cineva, ți-e frică de moarte? Am auzit pe oameni spunând un fel următor: nu mi-e frică de moarte, mi-e frică de ce urmează după. Ce urmează după? Ce urmează dincolo de cimitir? Până la cimitir nu e așa mare problemă, problema intervine dincolo de cimitir. Ce este? Când închidem ochii pentru lumea aceasta și deschidem ochii pentru lumea cealaltă, ce urmează? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. A rânduit o zi de judecată. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 5, noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Noi toți. Biblia spune un lucru foarte interesant: ferice de morții care mor în Domnul. De ei e ferice, de ceilalți nu-i ferice. Ferice de morții care mor în Domnul din cauza lucrurilor care urmează, dar de morții care nu mor în Domnul, nu-i ferice, ci dimpotrivă, un chin îngrozitor. E neplăcut, dar toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată. La o judecată pământească te mai poți strecura, mai poți minți, te mai poți preface, dar Biblia ne vorbește despre o altfel de judecată, judecata lui Dumnezeu. Nu te poți preface, nu poți ascunde nimic și gândurile tainice ale inimii noastre sunt cunoscute de Dumnezeu. Trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Viața este un mare dar ceresc. De fapt, e un dar extraordinar pe care Dumnezeu ni l-a făcut. Viața trebuie considerată ca un dar de la Dumnezeu. Și am putea să spunem: Doamne, îți mulțumesc pentru darul vieții pe care mi l-ai dat. Dar dacă e un dar de la Dumnezeu, ea de asemenea este și o mare responsabilitate. N-ai dreptul să faci ce vrei cu viața ta. Ar fi normal, ar fi înțelept, ar fi inteligent să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, Tu creatorul vieții, Tu care ai rânduit să vin și care mă vei chema la Tine într-o zi, Doamne, viața care mi-ai dat-o, vreau să o pun în mâna Ta. Vreau să o țăduresc Ție, că oricum, Doamne, ai ultimul cuvânt în viața mea. N-am vrut să vin, nimeni nu m-a întrebat dacă vreau. Nimeni nu m-a întrebat nici când, nici unde, nici cum. Doamne, Tu ai hotărât să vin și Tu vei hotărâ să plec. Doamne, ia viața mea în mâna Ta. N-ar fi corect? N-ar fi inteligent? Profetul Zaharia, în capitolul 3, ne prezintă un caz șocant, cutremurător, un tribunal ceresc.
judecător, procuror, acuzat, avocat. Marele preot din Ierusalim, Iosua, este adus la judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu deschide puțin fereastra, ne permite să ne uităm cum e la judecata lui Dumnezeu. E vorba de marele preot Iosua, dar poate fi vorba de mine, poate fi vorba de tine. Pune-te pe tine la judecata lui Dumnezeu și să vezi ce urmează și cum urmează. Domnul Iisus Hristos ne spune că odată toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui pentru judecată. El va despărți pe unii de alții, unii la stânga, unii la dreapta, unii pentru viață, alții pentru o sândă veșnică. Urmează judecata. Dumnezeu stă pe scaunul Lui de domnie, oamenii sunt adunați înaintea Lui și să ne gândim așa, sunt eu acolo, ce va fi? Să ne uităm la primul, la acuzat. Iosua, marele preot din Ierusalim, e acuzatul. E adus înaintea lui Dumnezeu. Mi-l imaginez încremenit, amuțit, îngălbenit, tremurând. Nu găsea niciun cuvânt de spus. N-avea curajul nici cura să-și deschidă și abia mai respira. Iosua, marele preot din Ierusalim, era îmbrăcat în haine murdare. În haine murdare, într-un loc sfânt, într-un loc curat, el, marele preot, care pe pământul acesta putea să fie considerat prea sfințitul, prea fericitul, prea onoratul, prea cinstitul, nu știu cum i-ar fi spus oamenii pe pământul acesta, marele preot. Dar acolo nu mai era nici prea cinstitul, nici prea onoratul, e îmbrăcat în haine murdare. Mă gândesc că pentru prima dată în viață Iosua s-a văzut așa cum era. Pe pământ nu și-a dat seama de adevărata lui stare. De multe ori a crezut că e bine. S-a văzut mai bun decât alții. S-a văzut mai cult, mai moral, mai spiritual. Dar acolo s-a văzut în haine murdare. În locul sfințeniei, în locul dreptății și a judecății, era îmbrăcat în haine murdare. În locul acela, pentru prima dată când s-a văzut așa cum este și a dat seama care disperată nevoie de iertare, are nevoie de curățire, are nevoie de sfințire și parcă disperat din porii ființei sale strigă, cine mă va curăți, cine mă va izbăvi, cine mă va sfinți, cine mă va îndreptăți acum? Ce bine ar fi dacă ne-am dat seama mai înainte că avem nevoie de iertare, că avem nevoie de curățire, că avem nevoie de sfințire. Îmbrăcat în haine murdare, dar în locul acela ar fi trebuit să fie îmbrăcat în haine de nuntă, în haina curată. Ar fi putut și pe el să-l întrebe mirele ceresc, cum ai intrat aici, fără să ai haină de nuntă? Cum ai intrat aici? Dar în al doilea rând, aici ne este prezentat Satana, stând la dreapta lui ca să-l prască. În Apocalipsa, capitolul 12, versetul 10, Satana este prezentat pârâșul fraților care zi și noapte îi pâra. Cum v-ați simți dacă cineva v-ar pârâ mereu? Pentru mine este uimitor faptul că Dumnezeu lui Iov nu i-a găsit nicio greșeală. Satana i-a găsit. Dumnezeu se lăuda cu Iov. Spune, ai văzut pe robul meu Iov, nu-i nimeni ca el pe pământ. Stai puțin, tu nu-i vezi nicio greșeală, dar-i văd eu. E fățarnic, e egoist, nu e sincer. Câte nu i-ar fi găsit Satana? Vă întreb, ție ți-ar găsi Satana ceva să te pârască? Satana este obligat lui Dumnezeu să-i spună adevărul și lui Dumnezeu întotdeauna Satana îi spune adevărul. Pe Dumnezeu nu-l poate minți. Pe noi ne minte, dar pe Dumnezeu nu-l poate minți niciodată. Pe ce bază ne pârăște Satana? Satana ne pârăște pe baza legii lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat o lege care trebuie să fie păzită cu sfințenie și în Scriptură scrie, blestemat este oricine nu va stărui în toate lucrurile legii
ca să le împlinească. Vă puteți numai să ne imaginăm așa, să ne putem gândi puțin, că Satana îi spune lui Dumnezeu: Doamne, Tu ai dat o lege ca să fie păzită. Dar omul acesta, preotul acesta pe care Tu l-ai pus în funcție, preotul acesta știe legea, dar nu o împlinește. Preotul acesta a călcat legea de nenumărate ori, a știut ce e bine, dar n-a făcut. E un fățarnic, e un lacom, e un nemernic. Doamne, să fie blestemat! Dar de ce? Așa ai spus în legea Ta. N-ai spus Tu în lege că blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile legii. Să fie blestemat în viac. Îl vreau, e al meu. Când Satana spune așa ceva, ce poți să zici? Ai cunoscut legea, ai cunoscut cele 10 porunci, le-ai știut, le-ai păzit pe toate, întotdeauna? Dacă m-aș verifica pe mine în lumina Duhului Sfânt și m-aș întreba, ai păzit toate, ai păzit întotdeauna, l-ai iubit pe Dumnezeu întotdeauna? Ar trebui să spun, Doamne, Te-am iubit, dar poate că nu întotdeauna. Poate că nu întotdeauna din toată inima, cu toată puterea. Am păzit poruncile Tale, Doamne, cât am putut, dar uneori n-am putut. Disperat, am nevoie de iertare, am nevoie de Mântuitor, am nevoie de milă și de îndurare. Părinte, ai milă de mine. Ce zice Tu? Satana ne părăște pe baza păcatelor pe care le facem. Oamenii adeseori fac păcat, nu sunt conștienți, poate toți, unii sunt conștienți, unii nu, dar păcatul te ajunge din urmă. Ai grijă, păcatul care îl faci te va ajunge din urmă. Nu acum, poate nu mâine, dar de pedeapsa lui nu vei scăpa niciodată. Ar putea fi iertat. Ai putea să rezolvi problema păcatului, să nu mai ai de-a face niciodată, pentru că mântuirea înseamnă scăparea de consecințele prezente și viitoare ale păcatului. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Dar păcatul aduce moartea. Imaginați-vă că Satana zice: Doamne Dumnezeule care ești sfânt și drept, ai spus că plata păcatului e moartea. Omul ăsta a trăit în păcat și n-a rezolvat problema. Doamne, să se împlinească cuvântul Tău. Ce vrea Satana? Satana vrea ca omul să fie al lui. Vrea pe toți oamenii să-i țină în gheara lui, să-i țină robiți și ascultători de el, să facă ce le poruncește el, să-l asculte pe el. Și pentru mine este uimitor, Satana vrea să-i facă pe oameni ca el. În momentul în care îl accepți pe Satan și minciunile lui, în momentul acela faci un pas către el și devii asemenea lui. Când asculți de Dumnezeu și de poruncile lui, de cuvântul lui, în momentul acela faci un pas către Dumnezeu și vrei să fii ca el, drept, curat, sfânt, bun, milostiv. Satana, mincinos, hoț, care nu caută decât să fure, să ucide, să junghe, să prăpădească. Ori într-o parte, ori într-alta. Satana vrea, îl cere pe om. Oare ce să facă Dumnezeu? Mă gândesc că în cerurile, în sferele înalte, e o licitație cosmică pentru un suflet. Domnul Iisus vrea sufletul, vrea și Satana sufletul. Domnul Iisus pentru suflet și-a dat viața pe calvar. Pe Golgota, între cer și pământ, Fiul lui Dumnezeu se roagă pentru cei vinovați și spune: Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Sângele curge și profetul Zaharia, tot printr-un duh profetic, vede că într-o zi Dumnezeu va deschide locuitorilor Ierusalimului și casei lui David un izvor pentru necurăție și păcat. Va fi un izvor unde oamenii care sunt pătați, care au haine murdare, vor putea veni să se spele și să rezolve problema păcatului. Va fi. Așa vedea profetul Zaharia. Îngrozit, Iosua e acolo. Nu poate să spună niciun cuvânt. Numai că ne e prezentat aici și Îngerul Domnului,
adică Domnul Iisus Hristos, înainte de întrupare. În Vechiul Testament, când întâlnim expresia Îngerul Domnului, e ceva special. Nu e un înger oricare, e Îngerul Domnului, adică întruparea lui Dumnezeu. Domnul Iisus întrupat înainte de Betleem. E Îngerul Domnului în Vechiul Testament. Îngerul Domnului este acolo, face o slujbă extraordinară și spune: Domnul să te mustre, Satanu! Ce face Îngerul Domnului? Îl apără pe Iosua. Nu e el, Iosua, un tăciune scos din foc. Nu este el un păcătos care s-a pocăit. Nu este el un păcătos care a vrut iertare și milă? Nu este el un păcătos pentru care eu îmi voi da viața? Domnul să te mustre, Satano! Jos gheara de pe fiii Harului! N-ai ce căuta! Cum vrei să supui sub legi și pe copiii mei? Ce minunate au fost cuvintele Domnului Iisus și ce grăitoare sunt când El a spus: dacă mă va mărturisi cineva înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui și înaintea Sfinților Îngeri. Dacă mă va mărturisi cineva. Și tot Domnul Iisus spune: dacă se va rușina cineva de mine, mă voi rușina și eu de el. Acum întrebarea: vă dați seama cât de important este să ai mântuitor? În ziua mare a judecății să ai pe cineva care să te apere, să ai pe cineva care să aibă autoritatea cerească să-l mustre pe Satan și să spune: jos gheara, e fiul meu, a crezut în mine, a venit la mine, m-a primit pe mine, a murit pentru el, i-am iertat păcatele, jos gheara! Ai mântuitor, ai mijlocitor. Domnul Iisus e la dreapta Tatălui să mijlocească pentru noi, să intervină și va interveni dacă și noi l-am primit, dacă și noi l-am mărturisit înaintea oamenilor. Am făcut legământ cu el. Ai făcut legământ cu el? Ți-e rușine? Sunt oameni care zic: bă, eu cred în Dumnezeu, eu vreau, mă silesc să fac fapte bune, cred în Dumnezeu, dar nu vor să facă legământ cu Domnul Iisus niciodată. Azi eu îl respect pe Dumnezeu, îl iubesc pe Dumnezeu, dar de ce nu faci legământ cu Dumnezeu? De ce? De ce nu? De ce să nu fie ceva oficial în care să spui: eu sunt al lui Dumnezeu, eu sunt proprietatea lui Dumnezeu, eu voi fi al lui Dumnezeu acum și în veci. Amin. De ce nu? De ce nu se căsătoresc unii tineri legali cu certificat de căsătorie? De ce? A, noi ne iubim, noi ne înțelegem, dar de ce nu legal? Nu după cum a rânduit Dumnezeu. De ce nu? Știți de ce nu? Să pleci afară când vrei, când te plictisești, ieși. Când faci legământ, e altfel. Ne-am legat și zis: numai moartea ne va despărți pe unul de altul, la bine și la rău. E bine, imaginați-vă că unii oameni nu vor să facă legământ cu Domnul Iisus. De ce? Păi să iese afară când vor. Să nu le poți spune nimic. Să nu-i poți corecta cu nimic. De ce? Că nu-i membru în biserică, gata, ce poți să-i zici? Dacă vrea, vine, dacă nu vrea, nu vine. Poți să-i zici ceva? Nu. Dar în ziua de apoi, când vom sta la judecată, ai vrea să ai mântuitor, să ai apărător, să ai avocat, să ai pe cineva care să te apere. Vedeți, Domnul Iisus, adică în cazul acesta, Îngerul Domnului, are o făgăduință condiționată pentru Iosua și are o făgăduință condiționată pentru noi. Vă rog să rețineți care este condiția. Dacă vei umbla în căile mele, ascultă, Iosua, mare preot, dacă vei umbla în căile mele, dacă vei păzi poruncile mele, dacă vei priveghea asupra curților mele, te voi lăsa să intri aici. Iosua, acum e doar o imagine, acum e un mic exemplu, acum ești doar adus aici pentru a să fii trezit, dar dacă vei păzi poruncile mele, dacă vei umbla pe căile mele, dacă vei priveghea, te voi lăsa să intri aici. Unde, Doamne? Acolo unde este Domnul Iisus Hristos, Mântuitor, acolo unde este Avram, Isaac și Iacov și Sfinții,
și oamenii credinței care l-au onorat pe Dumnezeu, care au avut îndrăzneala să fie altfel, care l-au cinstit pe Dumnezeu și l-au iubit. Acolo unde a intrat tâlharul, acolo unde este pomul vieții, acolo unde este râul vieții, n-ați vrea să mâncați din pomul vieții fructul acela binecuvântat, ca să nu mai murim niciodată? Oare nouă, ce ne-ar putea spune Îngerul Domnului, Domnul Iisus? Adică profetul Zaharia pentru Iosua privește înainte la ce se va întâmpla. Noi acum nu mai privim înainte, noi privim în urmă la ce s-a întâmplat pe Golgota. Domnul Iisus a murit pentru noi cei păcătoși. Oare Domnul Iisus nouă ce ne-ar spune? Păi ar putea să ne spună: am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Ați venit pe la mine. Nu v-a fost rușine de mine când altora le-a fost rușine? Ai cel mai scump lucru din lume, libertatea. Poți să faci ce vrei cu viața ta, numai că n-ai dreptul să faci ce vrei. Ar fi normal să se încredințeze viața în mâna lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Iată, aici există și o promisiune uimitoare. Va veni odrasla, privește Zaharia înainte, și într-o singură zi voi îndepărta nelegiuirea acestei țări. O zi? În care zi? O zi în care mielul lui Dumnezeu a târnat pe cruce între cer și pământ și a întins mâinile pe crucea Golgotei. E ziua ispășirii. E ziua în care mielul lui Dumnezeu moare pentru cei păcătoși. E ziua în care Dumnezeu, datorită unui eveniment cosmic uimitor, decretează grațierea tuturor păcătoșilor care vor să fie iertați, care vor să fie mântuiți. Într-o singură zi. Ce zi minunată este ziua aceea când Domnul Iisus Hristos a murit pe crucea Golgotei, când a început din jertfa Lui să izvorască harul, harul mântuirii, când mântuirea să nu se mai dea pe bază de legi, pe bază de fapte, pentru că Sfântul Cuvânt spune: nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, ci prin har și prin credință, pentru ca toți să-L slăvim și să-L mărim pe Dumnezeu. Eu nu sunt mântuit prin fapte, eu sunt mântuit prin har. Eu nu mă bazez pe faptele mele, eu mă bazez pe harul Domnului, pe ce a făcut Mântuitorul meu pe Golgota, și la ce a făcut El nu mai trebuie nimic de adăugat. El a murit pentru mine și mi-e de ajuns. Tu ești mântuit prin har? Ai putea să spui acum: eu sunt mântuit prin har și rămân în har. Și voi nădăjdui în harul Domnului și voi preamări harul Domnului și voi cânta mereu: numai harul, numai harul, numai harul mă păstrează neîncetat. Numai harul. Dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu, ce-am fi noi? Când va veni Fiul omului, când va sta pe scaunul de domnie al judecății sale, slavei sale, și când toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui, tu în care parte vei fi? În dreapta sau în stânga? Vei fi cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu? El ne va despărți pe unii de alții. Ce dureroasă va fi despărțirea aceea finală pentru totdeauna, și despărțirea o face chiar Domnul Iisus Hristos. Când e vorba de Domnul Iisus, ești de partea Lui sau nu? În ziua de apoi te va apăra cineva. Îl ai pe Domnul Iisus apărător? Ziua va veni. Va veni mai repede decât ne gândim. Nu știe nimeni, nici îngerii, ci numai Tatăl din cer. Acesta este secretul Lui, dar noi iubim venirea Domnului. Ar trebui să vorbim mai mult despre venirea Domnului și cina Domnului, de fapt, noi o luăm până va veni Domnul. Știți că atunci când luăm cina Domnului, noi de fapt îi spunem Domnului Iisus: Doamne Iisuse, sunt mulți ani de când ai plecat, dar eu tot te mai aștept. Tu ai spus că vei veni. Și vom lua cina Domnului până va veni El. Ești tu gata de plecare? Da, Domnul meu. Și veghezi în așteptare? Da, Domnul meu.
aș vrea să zbor, să zbor mai sus de nori, să mă întâlnesc cu Domnul meu, aș vrea să zbor, aș vrea să zbor. Ai vrea să pleci? Cum ești? Dacă l-ai pe Domnul Iisus Hristos apărător, dacă l-ai pe Domnul Iisus Hristos mântuitor al tău, atunci da, ai putea să te gândești și ai putea să spui, eu sunt gata de plecare, eu vreau să merg. Și când trâmbița Domnului va anunța judecata și dimineața cea frumoasă a sosit, când se vor citi numele, acolo-i fi, va fi și numele tău? Astăzi Duhul Sfânt vrea să scrie numele tău în cartea vieții și nu așteaptă decât să spui, Doamne, scrie și numele meu. Ai vrea? Ai cel mai scump lucru din lume, libertatea. Ce faci cu libertatea ta? Lasă-L pe Domnul Iisus să fie mântuitor al tău și Domnul să te binecuvinteze și când ziua aceea va veni, când trâmbița lui Dumnezeu va anunța marea judecată, să ne întâlnim cu toții pe norii cerului, să-L întâmpinăm pe Domnul nostru în văzduh, care ne-a apărat și ne va apăra și noi suntem mâna Lui și oile Lui nu vor fi smulse din mâna Lui niciodată. Glorie Lui în veci. Amin. Ați urmărit un mesaj intitulat Ce urmează după moarte, prezentat de pastorul David Nicola. Vă invităm în continuare să rămâneți cu Radio Vocea Evangheliei. Până la o nouă emisiune, vă dorim toate cele bune! O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina.